20, 1-2, a egesen bigeve, bine v-am găsit oameni buni într-un nou episod din Mensoahă, mama, ultimul episod a fost așa, nu mi s-a părut, wow, să sperăm că în episodul ăsta avem parte de mult mai mult cringe, mult mai multă acțiune, nebunie. Eu sunt Paul, dacă ne-ați văzut celelalte episoade, le găsești în playlist-ul cu reacții, hai să dăm mare relax, să trecem la treabă, să vedem ce se întâmplă cu Sorin și mama Maria, de la ei am cele mai mari așteptări, like ever. La Bușteni, Sorin, sunt Alex, Valentina și Luminița sunt cele care au acum șansa să se răsfețe alături de el. Nebunie. Dacă s-o termina cu bine. Ia ce nebunii, vrea să le bage în jacuzzi să facă de ale acolo. No. Toată povestea asta. Maică-sa știe oare? Bună ziua, bună ziua. Ce frumos și primitor e aici la dumneavoastră. Mulțumim. Suntem răcoriți de la ATV, vrem să ne încălzim la spala dumneavoastră. Coborâți, vă rog frumos, pe scări, imediat prima ușă la stânga. Da, fără rezervare, fără să le ia datele, fără să nu știu ce. Ce-i mizeria asta? Nu așa funcționează. Prima dată trebuie să-ți dai acordul, să n-ai vreo boală, să nu știu ce. E mult mai complicat când mergi la spa, copii, să nu credeți ceea ce tocmai ați văzut. E o regie. Perfect. Ladies first, beauty's after. Ladies first. La spa first. Mă așteptam niște bazine, mă așteptam niște saune, una umedă, una uscată, cum dacă tot face o să vezi. M-a dus într-un lighean. Ce dumnezeu. Serios? Ok, nu e wow pentru un jacuzzi, e adevărat, dar cât de figurant o să fii. A fost bine, eu m-am relaxat. El voia să le vadă în costume de baie. Ce nebună-i! Ce nebună-i! E nebun! Dar ce are aici, Julit? Nu, ăla-i tatuaj. Îmi place la Luminița, este că este un pic prea vulgară și prea acaparatoare, să zic. Vrea să... Așa e că și... What the fuck is this, my man? Ok, this... Man, unde se crede? Ok, da, este, într-adevăr este. Este un pic mai cam... mai vulgară decât ea, în orice caz, care e mult mai feminină. Să fie ea în centru atenției și nu mai lasă pe nimeni altcineva să intre în discuție sau să discute cu Sorin. E bine că avem sunet bun de la fața locului, prieteni. Super fetele, dar eram cu două. Însă la un moment dat mi s-a oferit un spațiu intim, liber, al meu. Gata, și pleci? Opa! Rămâne singur. Abia aștepta, nebuna. Este o persoană mai lin, așa, încet și domoală. Ea merge încet și cu pași repezi. M-am găsit cu fata care vorbea mult. A, să văd acum, mai îți merge vocea așa, dezbrăcată lângă mine. Vrei să faci cu un bărbat. Vrei să facem acum? Da, pe tine. Tocmai ați auzit aceeași chestie pe care am auzit-o eu. Tu ești femeie, trebuie să știi ce să faci cu un bărbat. Hai să facem acum și dacă te ține. What the actual? Nu cerci mai mult ca să o țici. Îmi place să-l ațes pe Sorin. Îmi place să îi dau, să filtrez cu el. Și ce a zis? Că îi place să filtreze cu el? Să filtre... Vai cât de pro... Vai de viața mea. Am dat-o cam atât. Filtre... Hai, lasă-mă că mă duc la saună de... Cu tine n-a venit de el. Nu, n-a fost chiar așa rebelă pe cum așteptam. Am avut discuții de genul că eu trebuie să o cuceresc pe ea, că... Băiatule, adică eu sunt burlacul aici. Mă lași. Eu am venit aici să-mi arăt ce femeie poți să fii. Stai cu mine. Lasă-mă mă tată. Nu! Nu o să vă arăt ce-i curătoarea de... Ca să vezi ce pot să fac eu și asta-i... Luminița agresivă, nervoasă, pune mâna. Păi treci, stai jos, aici nu pleci. Lasă-mă mă fată, că nu mai ar ce să... Aici îmi stai. Bravo și din punctul ăsta de vedere. Mi-a plăcut atitudinea ei. El de fapt vrea ca femeia să fie un fel de mai bărbat decât din ce văd eu. Legate, omoresc în bucurie, rămânerea în cadre. Eu sunt oripilat de aceste cadre, prieteni, vreau să vă zic că, aoleu. Deci stai să-ți explic, Valentina. Apare Valentina și ne surprinde într-o poziție ciudată. Eram într-un moment mai intim, să zic, și
Chiar atunci s-a găsit a venit Valentina Londoneza, care probabil nu i-a plăcut momentul și situația în care ne-a prins, iar educația ei... Ea acum face mișto de faptul că cineva e educată, ea chiar realizează cât de penibilă e, adică nu așa funcționează. Tu, dacă ești mai needucat, ar trebui să te simți o idee mai prost, dacă vezi că ești și fără obraz și needucat. Nu așa funcționează. A trimis-o la saună, din nou. Hai, hai, Vali, hai, vino, mă, hai, până acolo, nu vină. Hai și tu că nu-s geloasă, hai, Vali. Păi, Vali, chiar dai dovadă că e geloasă. Păi, tu chiar ești pe bun. Am vrut să vin. Nu, dar n-ai cum, adică dacă ai un pic de bun simț, nu te bagi în ce era acolo, man. Și eu, dar am văzut că avea un moment extrem. Nu, fata asta pare mult prea finuță pentru ce... De intim amândoi în brațele celui de așa, așa, și am zis, ok, vă mai las. Ca la Titanic, vreau să mă simt adevărat, corect. Hai, strigă-o. Hai, Sorin! Dă-mă mai cu forțul! Pe mine mă sperie femeia, adică e pe mine chiar mă sperie, adică e... Bun, de cofe nu sunt foarte curios. Oh, thank you! Aici foarte locul. Frumos, da? Urmează cu eliminare și aici la domnul Romulus. Vizele pe unde am fost sunt foarte... O să rămâne cu cea puternică sau cu cea casnică, prieteni? E ceva în care n-am crezut. Mi-am dorit o viață întreagă să mă duc cu vaporul. Așa. Nu mai vreau. Da, nu mai trebuie, nu? Nici nu? De asta ești așa tristă că nu înțelege capul. Noi mai vrem. Mamă să vorbesc. Da, îmi este rău de la mare. Aoleo. Și zici că sunt... Mal de umer, cum ar veni. Da. Asta e, n-ai ce să faci. Bine că noi am... Bine că ești. Dar cuvântul ăsta nu știu. Asta. Romulus, tu cum ești? Sunt foarte bine. Sunt foarte bine, chiar mă simt foarte bine, mai ales că sunt o fire așa mai sportivă, îmi place cochetez așa cu tuturor. V-a prins bine pe bărcuță, nu? Oh, da, ce bine. M-ați legănat în valuri? Sper să, da, ne-am mai fi legănat un pic în valuri. Era rău la proasta aia, că eu voiam aici să mă joc cu clepsidra, să nebunie. Mai știți clepsidra? Ok. Eu tot am rămas cu gluma aia, nu mai țin minte acum cum era, dar... Am înțeles. I-a rămas cu clepsidra grasă sau cu ăsta. Ți-am trimis o rugăminte. Da, să-mi dai un plic, cu un nume pe el, da. Da, așa. Uite aici, l-am păstrat tot timpul la mine. Asta e, perfect, mersi mult de tot. Poți fi un plic cu numele fetei eliminate sau cu numele fetei câștigătoare? Spune-mi dacă între timp ai mai notat în carnețel ceva, dacă mai... Am notat încă? Foarte. Încă notezi? Încă mai notez. Ea e cu numerologia, cu asta, toată viața, e tot bagi. Încă mai sunt normal sunt plusuri, sunt minusuri. Super. Trebuie să decid cumva. Da. Nu, doar că nu ea iau să ia decizia. Stai, ce am zis? Doar că nu ea o să ia decizia finală. Decizie nu e fel convinsă, ci pe cine din noi să aleagă. Dacă ar putea pe amândouă ne-ar alege. Nu știu. Există ce să zic. Există o egalitate între mine și Gianina, deci oricare dintre noi suntem posibile câștigătoare. Bine, hai, mergeți pe magazine, simțiți-vă bine. Mulțumesc, mama, pentru plic. Hai, eu votez cu clepsidra. Mie mi-ar plăcea clepsidra. Pare mai... educată, mai cu bun simț, pare mai... Da, în același timp, Mama Vera, cred Romulus, totuși că o să Victoria aleagă pe cea brunetă. Gianina. Nu Gianina. Și bune și mai cum o cheamă? Și sunt confuz. Mai au de trecut un hop. Opa, cel ultimul hop, ce înseamnă? Desnodământul. Își va Opa. Alege craiul o fată? Și dacă da, pe cine? Ai, știu gata? Că sunteți curioși să aflați, dar aveți puțin picără. A, ne fac un teaser pentru final, așa e? Dar e până la ultimul episod. Abia aștept. Și eu chiar sunt curios. Bine ați venit, fetelor. Stai teaser din finală. Nu m-am gândit. Sincer, eu chiar aș fi curios să fac o filmare și la 2 ani după emisiunea asta, dacă chiar cineva a rămas împreună cu cineva. Că ar fi trebuit să fac ceva în plus. Am trăit momentul, am trăit prezentul alături de tot și toate. Dacă eu voi fi aleasa, eu voi fi decizia lui, alegerea lui. Mă gândesc că trebuie să schimbăm ceva ca viața noastră să fie frumoasă. Adică nu ne potrivim, practic, asta vrea să zică și că, da. Ce decizi? Zici că e cruel, acum să mă iertați că nu e, dar zici că e cruel. Rochia aia chiar n-o prinde bine și nu înțeleg de ce le-au făcut crețe pe amândouă, că nu le stă foarte bine. Bine, asta e clar, e un teaser. Hai să mergem mai departe. Ce-n el tărăguț. Bun. Next couple.
nicăieri, nici când tranziție. Nu a avut mama lui Andrei tonusul mai ridicat. Aoleu, am și uitat de ăștia, mă, de Andrei. Ridicat decât la cheile grăbiștei în zor de zi. Iai. Așa că, fetelor, ați că nu încurcat-o alții. Cheile grăbiștei. Au mai rămas numai trei fete, că doua e evadat, așa-i? Dacă alergăm un pic, poate mai trage un pic. Știi, de aer. Deci cele două au evadat pe bune? Adică chiar au plecat din emisiune? Adică n-a fost regie? La început, dar după ce ți-i intri mână, hai, eu să fac jogging, hai fetele, hai, mamă. Și eu vreau să facem mișcare. Măi, vorbești serios? Adică alea două chiar nu mai sunt? Da, hai, până la urmă, puțin. Nu le am cu sportul, doamnă, nu le am dimineața. Cu energie. N-am băut cafea, nu m-am spălat pe ochi. Nu e posibil. Hai că mă prind din urmă, fetelor. Mă străduiesc să facem jogging-ul ăsta. Nu știu cine apreciez a fost cu ideea. Bun, ce se întâmplă? Vine Cove? Mă îndrept spre cheile grădiștei. Și pentru ce vine? Că stai, că n-am înțeles. Adică, e pentru ce vine? Că oricum n-are pe cine să elimine. Au fost două eliminate. Nu poți, efectiv, peste noapte. Acolo în prima se zi află să Andrei, Andrei din UK. Ați văzut că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Yes, am două văzut. Dintre fete au părăsit brusc această competiție, să-i spunem, pentru inima lui Andrei. Ați văzut că a recunoscut și el competiție, să-i spunem, pentru că știe toată lumea că e regie și până la urmă facem ce vrem. Dar am o surpriză pentru Andrei. Trebuie să venim cu lopata aici. Ei, mai aduce o femeie de undeva. Că adevărul e că pe centura la București până la Poiana Brașov sau unde e la ăsta e, mai găsești femei să ăsta și putea bine. Nu? Mă gândesc, adică nu știu, n-am fost. Așa, să nu o faci bulgăre, că e belea. Da. E belea? Nice, frumos. Ce faceți? Dar de ce toată lumea e atât de extaziată când îl vede pe Cove? Voi dacă ați stat liniștiți pe stradă, l-ați vedea pe Cove, așa ați face? Nu face nimeni asta, adică e... Ba, da, câtă bucurie, câtă bucurie pe voi! Sunt curios ce surpriză le face! Salut! Fetelor, voi văd că sunteți foarte relaxate, vă simțiți foarte bine. Vezi tu faptul că au plecat celelalte două fete, v-a dat așa un fel de relaxare, că ați rămas doar voi două. N-a mai fost nevoie de eliminare, de asta, de competiție, de nu știu... Nu? Eu m-am gândit că fetele au plecat, minunile astea două, uite cât de înghețate sunt ele acolo și stau ele relaxate și noi acum stăm liniștite. Că așa, mai... treci la subiect! A, oricum stai liniștită! Treci la subiect! Bine, ia să nu mai fii tu așa liniștită! Treci la subiect, come! Uite, am eu un plan! Ia! Aștept să văd! Aștept să vezi! Ia! Ia să vedeți voi ce surpriză v-am pregătit! Hai că de jumătate de oră aștept! Eu n-am venit singur, da, n-am venit singur! Cu cine a venit? Am avut emoții, zic, doamne, ce s-a mai întâmplat? Așa, nu, mai da! Cu cine a venit? Da. Ce? Cu cine a venit? Cu cine a venit? Da, îmi dau seama! Eu cred că știu ce Cristina. Cine e Cristina? Ce? Ce? Am cunoscut-o după geacă! Ah, e Cristina, e că el la început trebuia să elimine o fată și dacă tot au dispărut două peste noapte, hai să o aducă pe una înapoi ca să aibă ce să elimine iar. Hai să vin serios. Că e clar că dacă n-a vrut-o de la început, o să elimine iar. Super. Ce super! Ce super! Mulțumesc mult, Cove, pentru oportunitate. Din suflet mulțumesc! De ele, de ce se bucură atât de tare? Că urmează să aibă o nouă competitoare? Vai, Cristina, mulțumesc din suflet! Eu prima! Prima, da! M-a luat în brațe pur și simplu când m-a văzut, nu mă așteptam la asta. Este... Mulțumesc că ai venit! Așa! Nu mă așteptam să fie o primire așa de călduroasă. Primul lucru. Ok, șapca e absolut oribilă. Serios, cine poartă așa ceva? Cine se îmbracă așa? Cu pantaloni de aia de latex și cu șapcă cu țucure de la în cap. Cu Cristina, dă-i pace. Dacă își dorește să revină în emisiune și care este motivul pentru care ea vrea să revină în emisiune? Eu cred că efectiv au sunat-o și erau, te rog din suflet că ne moare ratingul, hai înapoi, că o să te elimine iar, e clar, dar... A, nu știe niciodată. Haide, Cristina. Andrei. Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Și iată-ne... Alea se bucură? Alea chiar se bucură. Cu eliminata aici. Asta este o porție de surpriză la care nu mă așteptam deloc. E, acum să vă acum văd. Acum sunt și mai liniștită. Nu, da, da. Acum aveți concurență. Băi, nu știu de ce e liniștită. Ideea e că mie una nu mi-a plăcut deloc.
Mai aveți o zi la munte, distracție cineva care plăcută, e sinceră. Da? Eu sunt pro sinceritate, prieteni. Am câmpit bune la... Hai, distracție plăcută, pa, v-am pupat! Mulțumim! Care va ști să intre pe sub pielea lui și să fie mai activă, să-l facă să se simte bine în preajma ei, va câștiga. Andrei s-a bucurat de reîntoarcerea Cristinei. Cel mai tare însă s-a bucurat mama. Nu știu însă... Bine, Cove, hai că eu chiar nu... Când... Pe tărâmul tinereții... Opa! Po, ce dor mi-a fost de Bobby! Nu te cred! Nu te cred! Hai, jură-te că nu-ți place! Uai, câte... Vai, e super simpatică mama lui Bobby! Uite-te ce se distrează! Uite-te ce se distrează! Dar cât merg ăștia cu 2 km pe oră? Ce față ai tu! Bravo, mama, felicitări! Haide, fugi, că te calc! Ușor, ușor, ușor! Aoleo, ia uite-o pe a mea! Normal că... Observați că toată lumea are trotinete de alea, biciclete, ce-or fi roșii, normale, ea are roz. Nu face din asta. Al ei e roz, ia uite! Ba nu, ok, roșii, portocalie, nu știu ce, dar ea e roz, cu săculeț, cu nebunie. Și nu pune picioarele jos. Am înțeles, o trăiți. Dar eu nu înțeleg cum iau ăștia cadrele, că efectiv din cadrul celălalt părea că merge cu 50 la oră, dar de aici vezi că efectiv merge cu 2 km la oră. Nu mai sta în spate, eu cred că după o vârstă chiar și să mergi cu 2 km la oră pe o trotinetă de asta devine sport extrem. Viețile lor chiar sunt amenințate. Ce sunt eu aici? Cârlic de rufe? Și încă nu ați văzut tot. Vai, cât de cringe este. Trimisul nostru special. Iar vine Cove. Eliberează pârtia. Episodul ăsta e numai cu Cove. Ce Tenerife, domne? Ce mașină. Bun, de cap. Vine Cove. Când... Le zice de eliminare. Asta a fost ultima și cea. Bine, aici dintre toate chiar nu e o surpriză cu cine o să rămână la final, dar ok. Mai mare realizare. N-am mers pe bicicletă niciodată în viața mea. Nu, deci credeți-mă, mă așteptam să-l văd pe Bobby, să le văd pe fete, pe trotineta asta. Dar să vă întâlnesc călare pe trotinetă și am văzut că nu... Ce amuzant, super glume cu doamna. Și? Bun. Ce faci? Opa! Vă invit să mai așteptați. Stai, vreau să văd teaser-ul pentru... Pentru cum arată? Cum arată îmbrăcată? Cum o să fie îmbrăcată în finală? Foarte grea, ok, da. Interesant. Da, sunt îmbrăcate urât. Nu știu cine le îmbracă, dar ok. Secunde. A fost o decizie grea până acum câteva secunde? Ce decizie grea, men? De ce minte? Că mintam. Bun. Revenim la... Giulio. Undeva, bărbatul de ideal, dacă ar fi femeie, mamă, nebună, topită, aș fi Giulio de Giulio stă la soare și se gândește. Ia ce pisi dulce! De unde venim, încotro ne îndreptăm? Sau poate la Claudia și Iustiana? Ce nebună ești! Ce faci? Stai singur aici? Uită-te puțin la el, are și fructe, aici are tot ce trebuie. Eu am adus pentru noi, fetelor, că ce trebuie așa frumos. Pentru noi? Nu trebuie să ne întingi prosoapele. Nu, no, asta și-o luată Baywatch ceva. Ce, dar ce se întâmplă cu toate femeile astea, deci fac tatuaj din ala pe picior atât de mare? Adică, nu știu, un tatuaj mai drăguț, așa, mai subtil, e mai ăsta, dar, bă, astea-s mare așa. E mare. E zici că-s vine, te zici că au trecut printr-un accident de motocicletă. Mare, e foarte frumoasă, apa e curată și abia aștept să mă bolăcesc în ea. Giulio! Da? Dar nu vrei să ne dai cumva cu lecăștate? Hai, Iustiniana, să dau pe tine prima. Da. Da, eu cred că abia așteaptă să o dea pe Iustiniana cu ulei pe spate. Și... asta a visat toată viața lui. Oh! Astăzi, nu astăzi, nu mâine, astăzi. Săraca Iustiana, adică chiar n-are nicio șansă, nu? Săraca. În termen de aspect, n-are nicio... Nu, vreau, nu pot. Nu. Mulțumesc, Iustiana, că m-ai salvat de acest cringe. Bestie. Vai, săraca. Mamișor! O chinui acolo. Nu mi se pare fair, efectiv, să le pună pe ele una lângă alta în costume de baie. Chiar nu e ok, pentru că asta e fată foarte calumea și aspectul clar nu-i... Na.
nu-i prima ei calitate, ca să zic așa, dar caracterul e super ok față de cealaltă. Hai de cap, nu faci ce faci atunci. Păi nu trebuie să știi dacă e bun? Doare, ce păi normal, trebuie să știi dinainte, pe parunt așa. Am intrat prima înapoi, Iustiana nu s-a deranjat. Sper că acest lucru va fi observat de Giulio. Ia! Mamă, dar asta vrea să sară pe ea! Ia uite! Ce are acolo? E vânătă sau ce are acolo? Tatuaje și alea? Benzi? Ce-s alea? Ok! Na, nici apa o șansă n-are Iustiana. Rece, pentru că nu era chiar atât de cald afară. Dacă ar fi fost mai caldă, cu siguranță aș fi notat. Fetelor, haideți să mergem în hotel. Gata, mergem? Gata. Puteți să mergeți. Cine stă doar jumătate de oră la plajă și în mare? Hai stau puțin. This is awkward. Dacă ea rămâne pe plajă... Este un avantaj faptul că mama lui Giulio nu a putut să ajungă hotel. Cu Cipru. Pentru că Giulio se desfășoară exact așa cum vrea el și îl simt că e mult mai relaxat. O se întâmplă chestii, prieteni. Giulio e în călduri. Nu pot spune sigur care dintre fete mă iubește mai mult, dar cert este că amândouă sunt dispuse să meargă foarte departe pentru mine. Cine l-a mințit în halul ăsta? De unde a prins atât de multă încredere în el? Nu mi se pare corect faptul că ai făcut doar istoria din masaj, știi? Aaaa, ce nebun, ce texte are, ce vrăjala are. Opa. Da? Da. Opa. Masaj, okay. Giulio, masaj, a zis fata. Am cringe. Auzit-o cu urechile mele. Cringe. Bă, dai, plină efectiv de tatuaje din astea. La inima lui Giulio e clar că eu am mai multe șanse, însă mama mea, soacră, o prefer mai mult pe Iustiana și asta mi-e clar, dar nu contează ce vrea ea. În fond, Giulio alege. Da, de acord. Aoleo. Ok, asta se transformă în altceva. Și camera aia de sus așa de viază. Și datează pielea. Dar de unde știi că tocmai ai găsit-o? Păi uite, am citit aici, uite, scrie. E vreo și de-a ta. Da, prieteni, propun să ne oprim aici. Nu o să fac nimic deosebit, ci o să fiu eu, așa cum am fost și până acum, pentru că ăsta e felul meu de a fi și sunt... Nu mai putea să slăbea. Ce? Stai, ce-a zis? Ce-a zis? Ce-a zis? De cine vorbește că ar putea să slăbească? Corpul Claudiei mi se pare foarte frumos. Sunt sigur că atrage orice bărbat. Însă ar mai putea să slăbească câteva kilograme. Bine, se vedea că de-aia purta de ăla, că avea un pic de burtică, dar men, nici el nu e wow și stai un pic, adică, na. Ce să mai zici atunci de săraca cealaltă, care, nu. Ok, bine, prieteni, haideți să în episodul, ce se întâmplă în episodul următor? Ah, ok, există aici o eliminare. O să fie interesant. Bine, vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Like, share, subscribe, chiar sunt curios care sunt părerile voastre în comentarii. Cine credeți că o să rămână până la final? Cine credeți că o să fie eliminată? Și cine vi se pare cel mai cringe din toată emisiunea asta? Vă pup și ne vedem de one shot for the kill, the priest got freeze up, straight dropping the chills, I'm talking, taking over pieces and shares of all the sky high, check the movement is here, yeah.